Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 26 noiembrie. O zi în care unii dintre noi s-ar putea să avem niște probleme de sănătate sau alții niște conflicte deschise cu o femeie sau să iasă la iveală frustrarea, nemulțumirea acumulată în raport cu o femeie și vom fi forțați să gestionăm niște situații extrem de delicate pentru a evita conflicte dureroase sau pe termen lung. Berbec. Berbecul are acum o oportunitate extraordinară să-și relanseze sau să-și reclădească cariera. Vă recomand, țineți cont de această informație, pentru că ziua de azi este o zi foarte bună să începi o acțiune, să începi un proiect, să faci ceva nou și deosebit, care să-ți susțină cariera și să te așeze pe un drum ascendent. Taur. Taurul își consolidează foarte mult astăzi zona prietenilor și vom vedea mulți tauri care își reactivează relații care intraseră în stagnare sau care își iau agenda în mână și spun ok, cu cine nu am mai vorbit în ultima perioadă? Cu cine nu am mai luat legătura în ultima perioadă? Ce am de făcut de acum încolo? Și foarte mulți tauri intră într-o zonă a negocierilor norocoase. Veți reuși să-i convingeți pe cei din jurul vostru să vă urmeze într-un proiect, să țină cont de sfaturile voastre într-un proiect, într-o idee. Și cumva vă aflați în centrul atenției, dar vă și bucurați de atenția care vi se acordă. Gemenii, bineînțeles că în continuare duc pe umeri povara lui Mercur retrograd, guvernatorul semnului tău zodiacal, și asta înseamnă să înveți să fii foarte diplomat în ceea ce privește maniera în care comunici, în ceea ce privește modul în care vorbești cu cei din jurul tău. Și ai foarte mare grijă. Dacă ești unul din gemenii care are afaceri, interacționează cu persoane importante sau are de participat astăzi la ședințe, discuții, întruniri, semnarea unor contracte, decizii importante privind afacerile, fii cu ochii în patru pentru că nu e foarte în regulă această zonă. Nu e foarte bună pentru tine ziua de astăzi la acest capitol și poți să fii foarte ușor păcălit sau dus într-o direcție care să nu corespundă cu realitatea. Rac. Racul nostru e foarte sensibil și sensibilitatea asta fie se manifestă prin crize lacrimogene și dramatice și nu ironică. Da, racul astăzi e mai plângăreț decât de obicei. Nu-i o rușine să plângi. Dar în același timp poate să te ducă și pe o zonă de reactivitate extremă și atunci să intri cu mare ușurință într-un conflict pe care nu ți-l dorești sau să declanșezi niște conflicte care apoi vor fi un subiect delicat de analizat. Nu știu ce am avut, am înnebunit și ți-am spus lucrurile astea, regret, îmi pare rău, iartă-mă. Numai că nu prea merge cu iartă-mă după ce ai dat de pământ cu cei din jur și o să fie de dificil să reglezi situația. Leul are o zi bună pe zona finanțelor, chiar o zi foarte bună, în care, pe de o parte, se afirmă, face niște lucruri care demonstrează capacitățile și talentele organizatorice de care dispune acest semn zodiacal. Pe de altă parte, leii vindecă ceva în relația cu trecutul și cu străinătatea sau în relația cu trecutul și străinătatea și să nu fiți surprinși dacă ieri, azi sau mâine, deci pe parcursul acestor trei zile, deci duminică, luni sau marți, vă treziți cu niște telefoane, fie de la foști iubiți sau iubite, fie aflați informații despre aceste persoane. Nu vă bucurați prea mult pentru că nu vă sunt de folos, dar mai degrabă vă bulversează foarte mult. Numai că vă bate trecutul la ușă, iar eu vă recomand să fugiți cât puteți de trecut și să vă duceți spre viitor. Fecioară.
Fecioara are de clarificat niște lucruri foarte importante cu autoritățile sau cu instituțiile statului. Ai de alergat și de făcut hârtii. Sau vin hârtiile la tine și te trezești că ai de completat niște acte și niște bordereouri, de nu-ți vine să crezi. S-ar putea să fie o zi a unor ședințe ad hoc în care se vor discuta chestiuni financiare și încearcă în această perioadă să stai cât mai cu minte la capitolul mă afirm, vreau să ies în evidență, vreau să fac ceva nou și să sar în evidență prin acțiunile mele. Stai cât mai cu minte, cât mai ascuns, cât mai tupilat, pentru că doar așa vei putea evita niște provocări foarte mari care vin spre tine. Stai cu minte și nu sări în evidență. Balanța. Balanța, pe de o parte, apar niște elemente noi și surpriză la serviciu. Sau cineva încearcă să-ți pună astăzi bețe în roate la capitolul evoluție, transformare și schimbare. Cineva încearcă să-ți dicteze un drum care nu te completează, nu te susține, nu te sprijină și față de care ai o reticență evidentă. În schimb, va fi foarte greu să spui nu, pentru că balanța are probleme reale în a refuza. Și atunci o să faci un adevărat efort de voință să spui nu, mersi, nu mă interesează. Dar îți recomand să încerci să lupți din toate puterile, să mergi pe linia pe care dorești tu, nu pe linia pe care ți-o impun alții, pentru că dacă ai să mergi pe linia impusă de alții, s-ar putea să ai niște probleme și niște dezamăgiri foarte serioase mai târziu. Scorpion. Scorpionii au un moment dificil, știi cum se spune în engleză? It's a hard time to deal with. Iau un moment dificil să relaționeze cu persoanele mai tinere sau cu persoanele aflate în subordinea lor. Și vom vedea foarte mulți scorpioni care vor fi mult mai reactivi decât de obicei. Și astăzi își vor pierde răbdarea cu ușurință. Deci, pentru scorpion, mesajul este: puneți frână la emoții, pentru că prin manifestările tale s-ar putea să-i sperii și să-i pui pe fugă pe cei din jurul tău. Nu semna acte și nu lua decizii importante astăzi, pentru că vor fi de scurtă durată proiectele sau nu vor ieși așa cum îți dorești tu. Săgetător. Săgetătorul lucrează astăzi foarte intens pe două direcții: iubirea și afacerile. În zona iubirii, discuții, 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 dar nu o să ajungeți la nicio socoteală, nu o să ajungeți la concluzia finală astăzi. În schimb, în zona afacerilor vin niște propuneri interesante, mai ales dacă sunt propuneri făcute de o femeie sau sunt propuneri făcute de cineva din străinătate. Doar că până pe 7 decembrie nu e prea indicat să țineți prea mult cont de sugestii și de idei. Mercurie retrograd nu vă susține foarte mult pe zona strategiilor. Dar puteți lua, ține cont, ține seamă de idei, urmând să le discutați mai adânc sau să le puneți chiar în practică după 7 decembrie. Capricornul trebuie să-și vadă astăzi de sănătate într-un mod foarte serios, mai ales zona spatelui, zona lombară, zona rinichilor și aparatul digestiv. Este o zi în care Capricornul se poate enerva la serviciu sau o situație foarte delicată să se răsfrângă, să se manifeste prin starea de sănătate. Te enervezi și faci tensiune, te enervezi și ți se face rău și faci o problemă digestivă. Deci încearcă să te ții pe zona echilibrului emoțional astăzi, ca să nu ai parte de căderi sau probleme de sănătate. Vărsător. Vărsătorul este în mare formă în ceea ce privește întâlniri, discuții, proiecte de anvergură, proiecte de viitor. Și dacă vrei să cumperi ceva important, o casă, un pământ, s-ar putea să discuți cu arhitectul sau să lucrezi pe niște hârtii sau să alergi să semnezi niște hârtii.
Și mai recomand vărsătorilor astăzi să se ducă până la bancă sau să contacteze banca, să vadă cam în ce zonă se află, spre ce se îndreaptă, un pic să își pună ordine în hârtie și în zona financiară. Și am ajuns la pești, care peștii noștri, pe de o parte, au un conflict răsunător cu o femeie din familie sau cu o prietenă apropiată care trece printr-o criză emoțională și vă trage și pe voi după ea. Asta e partea goală a paharului. Partea plină a paharului pentru pești este că primesc o veste foarte bună privind oportunitatea de a învăța ceva, privind ocazia de a studia ceva și facilitarea unei plecări în străinătate. Deci o zi cu suișuri și coborâșuri, aveți grijă la cearta cu această femeie care vă va scoate puțin din ritm și din circuit. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de luni. Să începem cu dreptul săptămâna, să nu ne certăm cu nimeni, să fim cât mai liniștiți și împăcați. Și nu uitați să apăsați butonul subscribe sau butonul abonează-te pentru a fi la curent cu ultimile mele postări. Și vă doresc o zi cât mai frumoasă.